Organizația Mondială a Sănătății a aprobat primul vaccin antimalarie din lume pentru copiii din Africa. Oficial speră astfel să scadă cât mai mult răspândirea bolii parazitare. Directorul general al OMS a făcut în anunțul în cadrul unei conferințe de presă la Geneva. Today, WHO is recommending the broad use of the world's first malaria vaccine. This recommendation is based on results from an ongoing pilot program in Ghana, Kenya and Malawi that has reached more than 800,000 children since 2019. Având în vedere problema extrem de ridicată a malariei din Africa, oamenii de știință spun că vaccinul ar putea avea un impact major. Since 2000, malaria deaths have fallen by more than half and we have succeeded in eliminating malaria from many parts of the world. But globally, progress has stalled at an unacceptably high level, with more than 200 million cases and 400,000 deaths every year. Two-thirds of those deaths are children under five in Africa.